Iată, așa nici nu am dovedit să ies din ședință acolo unde ați văzut că doamna a promis că întoarce banii. Când ați văzut că m-a telefonat doamna Marie, când ies aici în ședință, afară, ies usuc în gât de emoții, când mă uit, doamna Marie din Lipnic e aici. Cu ce ocazie ați venit, doamna Marie? Așa ținem la matale. Am văzut, sunteți om din credere și avem tătă curajul, tătă nădejde la dumneavoastră, că ați făcut multe minuni care la lume nu le binea crede. Cred și eu. Iată, o secundă, sub drapelul Istaș a Moldovii, iată pe locul acesta o bătut o femeie, o romcă, da, ați văzut, da. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, să vă mulțumesc. Iată, noroc de Dragoș că ați m-a chemat. Da, vreau să vă mulțumesc că înțelegeți și dreptatea și omul umblă pe drumuri fără nici un înțeles și sunteți singuri. Vă salut! Stați cu toți avocații, e ca cei mai prețuiți aiște de stat. Aiște fac dreptate. Da, da. Vreau să vă mulțumesc. Vă spăteți pentru dreptate. Unicul care sunteți în țară. Ei, chiar față. Nu. La mult am scris plângere, dar în orice caz, noi tragem nădejde ceva nesajitane. Vă mulțumesc frumos și mă scuzați că m-am interesat unde sunteți. Eu mă mir, mă gândeam să veniți cu o băt ceva, că eu îmi trebuie să veniți singurul ceva. Am avut 10 ani de răbdare, cred că e mie vie. Știți și ce v-am stimat? Ați spus că tăți câți au fost în Lipnic și au vorbit cu primarul, după ședință și deu cu primarul. Dar eu ce am făcut? Odată cu noi ați intrat, odată cu noi ați ieșit. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și dumneavoastră, sărut mâna! Mulțumesc și sănătoși! Și sănătoși, o putere mare, mare să vă dăi Dumnezeu! Noi ne rugăm la Domnul, cu tot că lumea nu știe ce înseamnă Domnul și Dumnezeu, dar văd că încet, încet ne arată Domnul. Și puterea are. Corect, corect. Vă mulțumesc! Nu, arătați în cine ți-a dus, da. Că lumea s-a gândit că vă sunt de euro. Nu, nu-i sunt, e ca pur și simplu niște brânzășoară. Ia uitați-vă în ce coșăliu cum era dinainte. Da, vă desfac, nu e nimic strașnic, nu vă dăl. Noi în 2000 nu avem de unde, da. Dragoș, ne împărțăm. A, e căpri acasă? A, gata, nu-ți dau. Doamna Marie, mulțumesc încă o dată. Și sănătoși, și sănătoși amândoi. Să vă ții Dumnezeu putere și răbdare. Cât trebuie să vă dau pe aici? Vă dau kilograme. Vă rog frumos din suflet vă dau. Nu vreau filmat. Persoană să întreb și tata să nici nu ne răspunde. Și am fost nevoit să la apelez pe domnul Valentin Bordan. Mai 20 de mii de lei să iei pentru nică. E doamna Ghinecu, înțeles, avocata și ea ca pe asta estimată. Nu știu la noi cum să înțelege. Până la urmă, cu Mișa, nu știu. Nu a fost nici expertiză și a luat a scot tot la cap, dar s-a închis tot. În trei zile, mai în scurt, s-a închis tot. Am ușor să trecem și la șeful poliției să întrebăm cum asta s-a petrecut așa. Și da, da, așa repede. Cine a primit acolo? 5.610, cât asta ea? Și așa repede s-a închis. Nici nu m-a prezentat, nici nu m-a telefonat. Scrisoare, tot ești în regulă. Nimeni nu au tip. După ce ai citat 20, dar noi am le luam 20 și cu ce rămânii? Bun, Dragoș e nou, nu știi tare să răspund la întrebări. Doamna Marie, mulțumesc, mulțumesc că m-ați găsit aici la judecătorie Ochniță, sunteți din Lipnic, da, da. Chiar mă nerați, da. Ploaieți, venim cu aici, vreau să mă întâlnesc, eu să vin singură, așa m-a sunat, o zic că vreau să mă întâlnesc,
nu vă temeți că nu vă ucid, așa ați spus. Eu zic că mă tem am ultimul tip să... Nu, e de temut, așa lucru, e de temut, clar lucru. Care e la putere, el nu știe de, absolut de Dumnezeu, nici care e la putere. Dar nu știe cât ar să mai fie până la putere. Tot Domnul e mare și are grijă.